Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază la Actualitatea Hunedoreană. Astăzi aș vrea să vă supun atenției dumneavoastră un lucru foarte bizar pe care îl simțim cu toții și îl vedem cu toții, și anume faptul că a nebunit vremea, fraților. Pur și simplu nu mai știți ce este. Primăvară, iarnă, toamnă sau iarnă timpurie sau târzie, nu știu ce să zic, pentru că la un moment dat să ai 18-19 grade în februarie în Hunedoara, trebuie să recunoaștem că e cel puțin o ciudățenie. Cu alte cuvinte, până și vremea nu mai este cum a fost, dar aș vrea să vă atrag atenția că odată cu aceste fluctuații ale vremii, e bine să fim și noi prudenți, pentru că organismul săracul, când îl scoatem afară, că de asta, trebuie să-l mai scoatem din când în când afară, ca pe cățel, la un moment dat se miră, mă, eu unde sunt, ce fac, cum reacționez. Așa că nu uitați că gripa bântuie, se plimbă prin toate sectoarele noastre de activitate și la un moment dat s-ar putea să dăm de un necaz. Fiți prudenți, mai ales când vă îmbrăcați, luați în considerație faptul că dimineața e frig, la prânz e cald, și seara e iarăși frică, așa e la noi. Bun, am trecut de segmentul acesta, aș vrea să vă prezint invitatul de astăzi. E un domn foarte titrat și extrem de carismatic, este domnul Tincu Sorin, arheologul Tincu Sorin, care este doctor în istorie. Bine ați venit, stimate domn! Bine v-am găsit! Dumneavoastră sunteți director al Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara. Începând cu 1 aprilie 2015, da. Se trag concluzia că atunci s-a și format acest muzeu din municipiul nostru, municipiul Hunedoara. Practic, muzeul a fost înființat la sfârșitul anului 2014, da. Mai precis în luna decembrie, prin hotărâri de Consiliul Local. Dar punerea în practică a acestei hotărâri a necesitat ceva timp, astfel că de la 1 aprilie 2015, de facto, Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie Hunedoara funcționează. Cu ce se ocupă acest muzeu? Așa cum îi spune și numele, practic ne ocupăm, în primul rând, cu atribuțiile muzeale, cercetarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului hunedorean. Evident, pe lângă toate acestea, furnizăm, ca să zic așa, materia primă pentru valorificarea turistică. Da, da, da. În primul rând a municipiului Hunedoara, dar nu în ultimul rând a zonei. Deja cred că este un lucru arhicunoscut bogăția Hunedoarei în vestigii istorice și arhitecturale, dar și arheologice. De asta a fost nevoie înființarea acestui muzeu, ca să puteți să mergeți și în alte obiective, pentru că acum să fim cinstiți, castelul este cel care eclipsează totul. La un moment dat s-a simțit nevoia și înființării unui muzeu pe lângă Muzeul castel. A apărut practic prin reorganizarea Muzeului, da? Castelul Corvinilor. În condițiile în care ni s-au refuzat acordarea autorizațiilor de cercetare, a apărut această problemă a unei instituții cu personalitate juridică capabilă să acopere și acest segment al cercetării. Pentru că pe lângă castel, Hunedoara, cred că spun corect, beneficiază de o multitudine de așezări arheologice pe teritoriul ei. Este extraordinar de bogată din acest punct de vedere. Necunoscute, din păcate. Necunoscute. Puțin orașe se pot lăuda cu două cetăți pe teritoriul intravilan al localității, cu așezări care acoperă întreaga evoluție a omenirii. Practic avem descoperiri din Paleolitic până în epoca contemporană. Sunt două cetăți. Care sunt acestea? Este Castelul Corvinilor, iar în spatele lui este cetatea de pe dealul Sânt Petru. Cetate care la origine a fost o cetate dacică, distrusă însă în evul mediul timpuriu, când s-a amenajat o fortificație de pământ și lemn. Am înțeles. Domnule director, aș vrea să vă întreb cum colaborați cu Muzeul Castelul Corvineștiului.
Colaborarea este una foarte strânsă. Practic, noi funcționăm în curtea exterioară a Castelului Corvinilor. Din punctul meu de vedere, această reorganizare eu percep mai degrabă ca un soi de structură bicefală. Administrația Castelului... Practic, vă completați. Exact. Exact. Noi acoperim toate aceste laturi și ale cercetării, dar și ale promovării turistice. Pentru un arheolog de multe ori este greu de conștientizat, cred că ăsta este cuvântul, importanța unor târguri de turism, unor manifestări, pentru că acestea aduc vizitatorii. Și aceste două instituții, pe lângă faptul că acoperă întreaga plajă culturală, dar și turistică, Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie furnizează, dacă doriți, materia primă pentru această valorificare la adevăratul potențial al moștenirii istorice a Hunedoarei. Organizarea acestui muzeu în curtea exterioară a Castelului Corvinilor este, din nou, eu zic, oportună, pentru că în condițiile în care această clădire va fi renovată, va fi ambientată pentru a fi vizitată, turistul care intră în curtea exterioară a castelului va putea vedea istoria Hunedoarei începând din Paleolitic. Da? Perioada... Paleolitic? Da, în grădina castelului avem... Putem să ne mândrim cu o vechime chiar extrem de bună, respectabilă. Sigur. N-au alte... Descoperiri paleolitice sunt în grădina castelului, sunt la Valea Seacă, deci nu este o descoperire singulară. Hunedoara era locuită inclusiv din Paleolitic începând. Ori o amenajare unei expoziții pe această temă paleolitică în interiorul unui monument de calibrul Castelului Corvinilor era mai ciudată. E mai ciudat. Astfel încât această clădire exterioară, care nu are personalitatea castelului, este o clădire, ca să zicem așa, neutră, poate fi amenajat astfel încât turistul să fie introdus și în perioadele acestea. Se poate fi atent și la alte aspecte, exact. Nu te copleșește castelul exact. Cu tot ce iar în ceea ce privește expozițiile care țin de Evul Mediu, acestea vor fi făcute în continuare în castel. Toată lumea are interesul în a promova acest monument, dar și municipiul Hunedoara, pentru că, din punctul meu de vedere, Hunedoara nu se rezumă doar la castel. Așa cum am zis mai devreme, Hunedoara are o multitudine de așezări. Hunedoara a fost o locație agreată de comunitățile umane, începând din Paleolitic și până acum. Cum de municipalitatea a sprijinit acest proiect. Yes. Primarul Arion Viorel este foarte conștient de faptul că noi trebuie, orașul nostru trebuie să își găsească o nouă identitate și o nouă cale. Am mai afirmat acest lucru public fără niciun fel de, cum să spun eu, înclinații politice, nu fac așa ceva, dar practic aceștia sunt primii pași concreți care se fac în valorificarea turistică a castelului și, în ultimul rând, a municipiului. Demersul de înființare sau de rezolvarea problemei juridice a muzeului din Hunedoara este un demers vechi. L-am început încă din anul 2008. S-a blocat. Domnul primar Viorel Arion a fost cel care a înțeles această problemă. A fost deschis la orice exact, lucru care... A înțeles problema cercetării de pe raza municipiului Hunedoara, faptul că, nu în ultimul rând, cetățenii să care... Să faceți arheolog de onoare, că merită. Din punctul meu de vedere, este o mare realizare, pentru că vedem cu toții ce se difuzează pe canalele de televiziune la știri în zilele noastre. Hunedoara este, dacă doriți, o locație atipică. În condițiile în care peste tot vorbim numai de, eu știu, DNA, dosarul transferurilor, etc., la Hunedoara se înființează un muzeu. Eu cred că asta spune multe despre calitatea cetățenilor din oraș, despre calitatea, până la urmă, omului care a fost de acord, calitatea domnului primar, care a fost de acord și care a conștientizat această problemă și această defecțiune în sistemul de cercetare din Hunedoara. Pentru că urmarea blocajului acesta în ceea ce privește cercetarea a fost migrația specialiștilor. Lumea a început să plece. Mai ales că
cum să, mare parte dintre cei care activăm în muzeu nu suntem, ca să citesc din niște clasici în viață, hunedoreni născuți. Noi suntem pur hunedoreni de Hunedoara. Exact. Acum îl citesc pe domnul profesor Florin Drașoveanu, unul dintre cei mai titrați arheologi din România, dar care este hunedorean. El activează Muzeul Banatului. De câte ori țineam simpozioanele la Hunedoara, tot timpul își începea discursul în acest fel. Eu sunt hunedorean născut și nu făcut. De. Pe partea cealaltă, majoritatea celor care activam în cadrul Muzeului Castelul Corvinului, suntem hunedoreni făcuți. Eu sunt deloc din Sebeș Alba, am avut coleg care a plecat, Cristian Roman, care este deloc din Avrig. Pasiunea pentru istorie. Atașamentul da, față de castel, da. Pentru că practica arheologică în facultate am făcut-o la Hunedoara. În grădina castelului am făcut-o pe șantierele de la Cerișor, peștera Cauce, unul dintre cele mai importante descoperiri. Ce cu această peșteră? Că am auzit multe legende despre ea. Este o peșteră de pe raza localității Cerișor, în care... Se poate vedea de pe drum peștera. Nu vorbim de aceeași locație. Înseamnă că am văzut o peșteră când mergeam către Leles. Practic, este în capătul localității Cerișor, este ascunsă în pădure. Da. În peștera aceea, speologii au descoperit o serie de fragmente ceramice, iar sub umbrela, ca să zicem așa, a Universității din Sibiu, în parteneriat cu, la acea vreme, Muzeul Castelul Corvinilor, ca instituție în care se depozitează materialul arheologic rezultat, s-au început cercetările acolo. Fiind student la acea vreme, am participat la aceste cercetări, în care... Cele mai vechi artefacte descoperite pot fi încadrate în Neoliticul Timpuriu. Modo grosso, ca și o încadrare, undeva la 6.000 înainte de Hristos. După care avem vestigii și din acum Neolitic. Acum 8.000 de ani? Da, da. E ceva? Sigur. Deja încep să mă simt foarte tânăr. Poate asta este și unul dintre motivele în care, în general, arheologii au un tonus destul de bun și activează în câmpul muncii, ca să zic așa, până târziu. Deci sunt, spre exemplu, profesorul Lazarovici a depășit vârsta de 70 de ani și încă este un personaj. Iar arheologii întotdeauna spun soției, draga mea, ești tot mai frumoasă pe tine, odată cu trecerea anilor. Într-adevăr. Da. Bun, mai spuneți-mi de alte cercetări arheologice. Așa, ca să continui ideea care am început-o, deci după conștientizarea acestei probleme a cercetării de pe raza municipiului Hunedoara, s-a ajuns la concluzia necesității reorganizării Muzeului Castelul Corvinilor. Sunt aceste două instituții distincte, castelul, care în continuare este direct subordonat primăriei municipiului Hunedoara ca și parte integrantă în organigrama primăriei. Iar departament în cadrul primăriei, da. Iar Muzeul de Arheologie, Istorie și Etnografie, instituție cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local. Eu o văd ca și o organizație bicefală, să zicem așa, în care administrația castelului acoperă necesitățile turistice și răspund foarte prompt la orice fel de probleme ridicate de vizitatorul castelului, și de partea cealaltă muzeul, care se ocupă cu cercetarea, așa cum am zis mai devreme, cu punerea în valoare a cercetărilor, dar și a locației în care activăm. De altfel, secția de relații cu publicul și proiecte a muzeului este efectiv dedicată, ca să zic așa, Castelului Corvinilor. Colegii mei din respectiva secție sunt cei care fac ghidajele în interiorul castelului. Deci, aceste două structuri, ca să zic așa, colaborează foarte strâns. Foarte, foarte strâns. Exact. Colaborează foarte strâns pentru un bine comun. Promovarea Castelului Corvinilor și a municipiului Hunedoara, dar, așa cum am menționat, nu în ultimul rând, a întregii zone. Pentru că... Dumneavoastră vă puteți orienta în mai multe locuri, nu numai în cadrul castelului. Asta e diferența. Cu siguranță. Începând din 2006, patronați la acea vreme de Muzeul Bruckenthal, ulterior
organizarea de șantier s-a schimbat. În momentul acesta lucrăm în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara. Desfășurăm cercetări arheologice sistematice la Silvașul de Jos, județul Hunedoara, în apropiere de Hațeg. Domnule director, cam ce alte cercetări arheologice au fost făcute din 2014, de când sunteți clar definiți ca muzeu, până acum? Care sunt mai interesante, care ar incita telespectatorii care ne urmăresc acum? Pe lângă această cercetare arheologică... Dragii mei, avem 8.000 de ani vechime. Cum stați cu sănătatea? Poate chiar mai mult. Dacă ne referim la descoperirile paleolitice, vorbim deja de ordinul zecilor de mii. Foarte bine. Cele mai interesante cercetări, eu consider că au fost cele de la Silvașul de Jos, desfășurate în vara anului 2015, unde țin să și mulțumesc televiziunii Info HD, care ne-a furnizat drona cu care s-au făcut filmări aeriene. Cercetări în cadrul cărora, într-un tumul, într-un mormânt atribuit comunităților coțofeni, am descoperit un defunct și un întreg ritual prin care acesta a fost înmormântat. Pe baza descoperirilor mai vechi, putem data foarte precis acest cimitir la 3200 înainte de Hristos. Cercetarea de anul trecut a adus ca și element nou surprinderea acestui ritual de înmormântare. Practic, a fost o întreagă procedură prin care respectivul personaj a fost depus în mormânt și după aceea înălțat o movilă deasupra lui. Cel mai probabil după ce acesta a murit, a fost alcătuit un rug funerar. Înaintea rugului funerar, fac o mică paranteză, a fost amenajat terenul astfel încât să fie o suprafață relativ plană. Ulterior s-a construit un rug funerar care a fost incendiat, iar pe rug au fost depuse ofrande. Știm acest lucru pentru că între resturile acestui rug am descoperit vase întregi sau întregibile. Cercetarea nu s-a finalizat încă, am abordat doar un mic tronson din această movilă. După consumarea acestui rug funerar s-a alcătuit o mică movilă în care respectivul defunct a fost îngropat. În acest timp, presupunem că a fost lăsat la descărnat. Facem această afirmație pentru că, în parte, scheletul nu mai este în conexiune anatomică. Respectiv, picioarele, în ceea ce privește brațele, palmele, nu au mai putut fi identificate. Toate acestea ne-au determinat să credem că, până la alcătuirea acelui rug funerar, incendierea lui, defunctul a fost expus liber, a fost descărnat, ulterior a fost depus în această movilă inițială, deasupra căreia se depune o mare cantitate de pământ și se formează movila actuală, care are o înălțime de circa 2 metri, 2 metri și jumătate. Descoperirea unor fragmente sau vase ceramice aparțin culturii coțofeni nu este una ieșită din comun. Ce este ieșit din comun este acest ritual care a fost surprins în cursul anului 2015. Cercetările vor continua în cursul acestui an și sperăm să dobândim o imagine de ansamblu cu privire la această movilă abordată. Aceste movile au fost întâlnite și în alte, locuri din Europa și din Asia. Și ca și modalitate, da. Acum, dacă putem vorbi și de piramide, pentru că, ca și principiu, este o amenajare mortoară în elevație, ca să zic așa. Totuși vorbim de sfârșitul epocii cuprului, de neolitic, este un pic altă perioadă. A doua descoperire extrem de interesantă, făcută de asta dată spre sfârșitul anului 2015, este cea de la Hunedoara, ca să zic așa, Gara Mică. Este denumirea pe care am acordat-o acestui nou sit identificat pe raza municipiului Hunedoara. Cercetările preventive desfășurate pe strada Voinii, la numărul 2A, au dus la descoperirea unei părți din această așezare. Ulterior, cu ocazia practicării unor șansuri pentru introducerea conductelor de gaze naturale pe strada Castelului, am surprins și încă o parte din această mare așezare de epoca bronzului și epoca fierului,
care începe sau care acoperă, dacă doriți așa, curtea exterioară a castelului, așa numită curtea husarilor. Foarte importantă pentru noi ca arheologi este această descoperire, deoarece în afară de această curte exterioară nu mai aveam niciun fel de informație despre alte locuiri pe această terasă a pârâului Zlaști. Materialele arheologice descoperite sunt de-a dreptul spectaculoase, având în vedere... Ce se folosea atunci? Cam din ce perioadă e? Se datează în epoca bronzului. Cercetările sunt în curs de... sunt finalizate, prelucrarea materialului este în curs. Estimez că aceste descoperiri se încadrează undeva în jurul anului 1200 înainte de Hristos. La momentul acela avem de-a face cu o dezvoltare importantă a metalurgiei bronzului. Pe lângă fragmente ceramice sau vase întregi, am descoperit și obiecte de bronz în aceste săpături. Domnule director, dacă se face o descoperire de asemenea importanță, putem trage logic concluzia că aceste locuri au fost locuite cu mult timp în urmă. Pentru că nu se dezvoltă dintr-o dată o... Au fost chiar intens locuite. De altfel, zona aceasta Hunedoara este o zonă, a zice, din punct de vedere cel puțin climatic, binecuvântată. Foarte rar avem furtuni. Da, e acel fund de căldare care apără... Exact. De obicei... furtunile fie se plasează pe culoarul Străiului sau pe culoarul Mureșului. Există, evident, și la Hunedoara anumite izbucniri ale vremii, că tot ați vorbit despre an deschiderea ediției. Mai se supără cerna din când în când și mai exact. Se umplă. Nu? Dar acestea sunt excepții. Altfel, clima este una foarte prielnică la Hunedoara. Pe lângă aceasta avem de-a face și cu apropiere a surselor de materii prime. Există în vecinătate, și pe raza municipiului Hunedoara, surse de silex, foarte căutate în paleolitic și neolitic, dar avem de-a face și cu, nu foarte departe, cei drept, cu surse de cupru în munți. Unde găsim silex în Hunedoara? Chiar pe raza municipiului Hunedoara, silex se găsește în marginea pădurii Chizid, între pădurea aceasta și strada Prunilor din Hunedoara. Am constatat acest lucru după o decopertare a versantului dealului, în urma care am colectat mulți galezi de silex. De altfel, în Muzeul Hunedorean funcționează una din puținele litoteci active din România. Suntem în colaborare destul de bună cu doamna Catalin Biro, care în Ungaria are o litotecă similară. Practicăm schimbul de loci. Să explicați telespectatorii ce înseamnă litoteca. Litoteca, vorbim de o colecție de roci. Da. Roci folosite ca și materie primă. De ce este necesară alcătuirea acestei colecții de roci? Pentru că, spre exemplu, se descoperă unelte confecționate dintr-un anumit tip de rocă. Odată ce noi am stabilit sursa acelui tip de rocă, putem deduce, ca să zicem așa, o soi de rute comerciale, dacă doriți. Silexul era tranzacționat. Pentru că era căutat. Exact. De asta am întrebat. Se făcea un comerț intens cu acest silex. Și putem descoperi locul de proveniență al acelui tip de silex și locul de abandon, ca să zic așa, momentul în care unealta din respectiva rocă este fie pierdută, fie abandonată. Cât timp ținea o unealtă din silex, domnule director? Destul de mult. Ați încercat să faceți un topor sau un cuțit din silex? Am încercat, e drept că mai îndemânatic decât mine este colegul de la Muzeul Civilizației Dacice. Am văzut ce greu este ca să-l cioplești așa cum ar trebui. Necesită o întreagă serie de cunoștințe. Da. Nu este atât de simplu. Nu lovești practic două bucăți de silex și apare unealta. Este o întreagă procedură. Roca trebuie lovită într-un anumit punct pentru a desprinde așchia în forma dorită. Pentru că în niciun caz nu era o procedură supusă hazardului. Exact. Meșterul știa foarte clar ce tip de unealtă trebuie să obțină, pentru că cu acestea erau folosite la tăiat, la
curățat grăsimea de pe piei. Era un întreg set de activități care necesitau folosirea unui anumit tip de unealtă. Ca urmare, meșterul trebuia să știe să o confecționeze. Sunt o serie de cunoștințe care de-a lungul timpului s-au pierdut. Asta se datorează pe o parte descoperirii de noi materiale din care se confecționează unelte, și aici mă refer la cupru, bronz și după aceea fier. Dar pe de altă parte și probabil și datorită a unei îndepărtări graduale de natură a ființei umane. Evident. Bun, spuneți-mi, vă rog, acest muzeu din municipiul Hunedoara, când va putea să fie vizitat și cam la ce ne putem aștepta noi, vizitatorii, să vedem? Pentru că, evident, veți oferi o paletă total diferită față de ce găsim în castel. Da, cu siguranță. E o concurență foarte fericită aici. Trebuie să fii competitiv. Nu este o concurență, este o completare. Da, completare. De concurență... E, în sensul bun al cuvântului. Da, este mai degrabă o completare pentru că este un interes comun. Da, da, da. Cu toți avem interesul ca numărul vizitatorilor la Castelul Corvinilor și implicit la muzeu să crească. Și cu toți avem interesul comun ca vizitatorul, odată ajuns la Hunedoara, să petreacă cât mai mult timp și să plece cu o reală satisfacție că a vizitat municipiul. Astfel încât nu va fi pus nu va fi informat doar asupra Castelului Corvinilor, dar și asupra istoriei Hunedoarei. În ceea ce mă privește, istoria acestei localități, eu consider că este una foarte importantă. Datorită Castelului Corvinilor, care, așa cum ați menționat mai devreme, tinde să eclipseze alte vestigii de pe raza municipiului, totuși trebuie să le promovăm și pe acestea. Să le punem în valoare. Da, da. Deci, fiind faptul că efortul final se va concretiza într-un adevărat tur arheologic și istoric, pentru că sunt o serie de monumente pe raza municipiului. Eu sper ca într-un viitor apropiat să poată fi amenajate pe raza municipiului Hunedoara aceste tururi turistice în care amatorul de istorie și să poată fi introdus atât în istoria mai recentă, dar și în perioadele mai vechi. Ce colaborări aveți cu alte muzee? Știu că e un schimb intens de informații între muzee. Da, la momentul de față avem colaborări cu Muzeul Banatului, cu care facem cercetările arheologice de la Silvașul de Jos. Avem colaborări și cu Muzeul din Deva, pentru că aceste două instituții trebuie să se sprijine și să se promoveze reciproc. Aici o activitate foarte faină și elaborată. Exact. Este un muzeu mult mai mare. E mare, puternic, mai condus cu pricep. Dar cele două muzee au fost într-o relație de colegialitate de când există. Practic, eu cred că această relație trebuie să continue, pentru că, până la urmă, din punct de vedere deontologic, trebuie sau avem aceleași scopuri. Cercetarea patrimoniului județului Hunedoara în cât mai profesional cu putință și valorificarea rezultatelor cercetării. Aș vrea să vă întreb ceva despre castel, pentru că știu că îl cunoașteți foarte bine. Ce locuri nu sunt încă accesibile publicului? În momentul de față sunt inaccesibile publicului etajul turnului Tezaur și turnul Buzdugan. În aceste segmente ale castelului sunt amplasate o serie de instalații. Ce ne puteți spune despre ele, dacă n-am ajuns să le vedem, măcar să știm ceva despre ele? Ca și, turnul Buzdugan... Este cel mai înalt turn al castelului, are 30 de metri înălțime. Cu toate că este cel mai înalt turn, are un singur etaj de apărare. Asta ne arată și care era scopul principal al acestui turn, acela de observație. Este amplasat în
spatele aripii Matia, iar din acest turn, făcând abstracție de construcțiile industriale și de smogul datorat circulației autoturismelor, da, atât pe drumul care leagă Hunedoara de drumul național, cât și de circulația de pe drumul național. Dar și făcând abstracție de toate aceste elemente, cel puțin la nivelul secolului al XV-lea exista vizibilitate până la Mureș. Nimeni nu se putea apropia dinspre Mureș, principalul culoar de tranzit al Transilvaniei spre Hunedoara, fără a fi observat din acest turn. Datorită faptului că este unul dintre segmentele din castel care păstrează cel mai bine fresca exterioară de secol XV, mai poartă de mira și de turn pictat. Da, e o istorie întreagă cu această pictură, de fapt în zidărie e acest desen, care la un moment dat a fost acoperit cu altceva. Da, cei care vin și se apropie de mai atent de acest turn, văd urmele dălților care a încercat să pună alt material deasupra. Eroare de restaurare. Lipsă de cunoaștere și... Da, pentru că în, în 1874, restauratorul de atunci, Steindl Imre, demisionează datorită faptului că fondurile alocate restaurării erau insuficiente cu proiectele lui, iar Camera Deputaților din Budapest a acordat continuarea lucrărilor, practic, antreprenorului de lucrări a lui Steindl, pe nume Iuliu Piacek. Acesta era antreprenor de construcții, nu avea niciun fel de studii de restaurare și care a continuat aceste lucrări într-o manieră dezastruoasă. Pentru agresivă, rău. El a bucearat vechile tencuieli și a acoperit castelul cu o nouă tencuială. Este cel care a construit actuala galerie gotică a huniazilor. Este acel colidor cu cele patru turnulețe de pe fațada castelului. Galeria existentă în secolul al XV-lea este una de mult mai valoroasă din punct de vedere artistic. Iuliu Piacek a demolat această galerie și a reconstruit-o, practic, la o valoare redusă. Pe lângă acestea... Și atunci era buget de criză. Da, da, cred că e o problemă cu zona. Multe proiecte de amploare au rămas fără finanțare, printre care și acest proiect de restaurare. Tot acest personaj a decupat de pe zidurile castelului numeroase elemente sculptate pe care le-a folosit ca material de construcții sau pur și simplu le-a aruncat în subsolurile castelului. La sfârșitul secolului al XIX-lea, lucrările sunt încredințate unui alt restaurator cu o mare pasiune pentru acest domeniu, pe numele lui Kuen Antal. Iar la începutul secolului al XX-lea, lucrările au fost preluate de unul dintre cei mai importanți restauratori ai castelului, pe numele lui Ștefan Möller. Acesta întreprinde și săpături arheologice și este cel care a înlăturat tencuiala nouă la acea vreme de pe zidurile castelului, dar care în multe situații a căzut cu cea veche pictată. Möller a considerat că acoperirea zidurilor castelului cu o nouă tencuială a fost o greșeală, a încercat să o remedieze, dar... Blasfemie, spun cei care sunt cunoscători. Cu siguranță, imaginea de secolul XV a castelului este una mai veselă, ca să zic. Da, mult mai colorată. Mai era, dar chiar nu era o clădire frumos, atât de austeră, da, atât de ca și nici nu-ți închipuiai câte grozăvii sunt interiorul lui când vedeai ce vesel arată de afară. Da, într-adevăr, dacă vis-a-vis de interiorul zidurilor, exteriorul era foarte vesel, dar dacă analizăm moda secolului al XV-lea, și interiorul era fantastic. Închipuiți-vă încăperi decorate cu mătase pe pereți, bună, camera de aur care avea tavanul polei. Cum se încălzeau domnițele și domnii de acolo și cavalerii? Existau sobe cu cahle, practic ceea ce numim astea sobe de teracotă, da? Și existau șeminee. Din păcate, în castel se mai păstrează un singur șemineu, cel din turnul Capistrano, nici acela într-o stare grozavă, în primul rând datorită amintirilor, cu ghilimele, lăsate de vizitatori. Resturile unei instalații de foc se mai păstrează și în sala dietei, se mai păstrează la parterul turnului Neboisa, dar așa cum menționam, sunt doar niște
resturi palide a ce instalațiilor. Mai este original în acest castel impresionant? În mare parte, castelul păstrează elemente originale. Vorbesc din... la un moment dat, când eram mic și mergeam pe acolo, mi se arăta ușa de la intrarea în temniță, da, care tot timpul ni s-a repetat, este ușa originală. Este într-adevăr considerată a fi singurul element de lemn care ar putea fi încadrat în secolul al XV-lea. Din păcate, nu s-au făcut pe această ușă analize dendrocronologice care ar putea, într-adevăr, certifica o atare atribuire. Domnule director, ce se făcea, domnule, în camera asta de tortură? Chiar așa era de înspăimântător ce se întâmpla pe acolo? Cu siguranță, cu siguranță. În bastionul de tortură... Torturați-ne, vă rog, niște informații. Expoziția din bastionul de tortură pe care am conceput-o în anul... Foarte 2008. Interesantă ideea să placeți oamenii. Din păcate am reușit să o realizăm abia în 2012. Da, în 2012 s-a vernisat. Prin această expoziție nu am vrut să facem decât să recreăm această sală de tortură, pentru că avem denumirea de bastionul de tortură care trebuie ambientat. Nu s-a urmărit în niciun caz șocarea vizitatorilor, așa cum ați văzut, nu folosim... Erau și secole foarte sângeroase. Cu siguranță, era ceva normal. Era o procedură normală. Faci bucăți, mai știu, sigur. Dacă stăm și analizăm dotările, cu ghilimele, ale Inchiziției spaniole, cineva ar putea considera că zona aceasta a fost lipsită de imaginație. Existând un asemenea spațiu în castel, mi s-a părut normal să-l și ambientăm ca atare. Sperăm ca această acțiune, care a fost ulterior continuată cu lapidarul castelului, în opinia mea, una dintre cele mai valoroase expoziții de profil din Transilvania, lapidarul gotic. Sperăm că aceste demersuri să putem să le continuăm. Avem în proiect amenajarea unui lapidar renascentist, de asemenea în interiorul castelului, cum este și normal, pentru că va cuprinde, practic, componente ale castelului, demontate de-a lungul timpului. Domnule director, știu că există un tunel care leagă cetatea Devei de Castelul Hunedoara. Am avut surpriza imensă să văd, să găsesc pe cineva care e în Moldova, chiar la extremitatea cu Republica Moldova, un bătrân care spunea: domnule, eu am lucrat acolo și uite, e foarte mare acest tunel. Ce a rămas din toată această... Nu a rămas nimic, practic. Noi nu avem date cu privire la existența unui asemenea tunel. Personal consider că este una dintre legendele castelului și una dintre legendele foarte des întâlnite în Transilvania. Domnule director, eu am vorbit cu un om care a lucrat la așa ceva și l-am întrebat ce anume făceai. Era pe timpul împușcatului. Prin anii 70 ceva lucra și îmi spunea: domnule, am lucrat la recondiționarea lui parțială și zice, interesant e faptul că are niște firide de o parte și de alta, în așa fel încât să poate să se ascunde un soldat atunci când trece un inamic prin față să... Nu, ce caz, eu bănuiesc că omul respectiv, dacă a lucrat la Hunedoara, cel mai probabil a lucrat la adăpostul antiatomic. Adăpost care este în vecinătatea castelului, sub dealul Sânt Petru, practic. Adăpost antiatomic, da. Care l-a făcut cine? Este făcut, dacă mi-amintesc bine, prin anii 60. Și este săpat, practic, în masivul de calcar. Cel mai probabil a lucrat acolo. Eu vă provoc să răspund la întrebarea asta. E adevărat că există o legătură între cetatea Devei și a Hunedoare și că, dacă am înțeles eu bine de la un personaj, sunt și documente în acest sens. Bun, aș vrea să vă întreb altceva. În legătură cu muzeul pe care dumneavoastră îl conduceți, care muzeul din Hunedoara, care este înființat în 2014 la inițiativa primarului Viorel Arion. Vreau să vă întreb câți oameni lucrează în acest muzeu? Ce pregătire au?
Practic, muzeul acesta a preluat personalul de specialitate din Castelul Corvinilor, așa cum am zis, este practic o reorganizare. Nu s-a dorit niciun fel de către nimeni încărcarea inutilă în anumite condiții a organigramei, astfel încât în momentul de față activăm în cadrul Muzeului de Arheologie, Istorie și Etnografie 5 persoane. Urmează să primim în colectiv încă două colege care sunt în concediu de maternitate și să ne completăm organigrama cu posturile care sunt vacante. Bun. Revenind la data când veți, veți deschide muzeul pentru marele public. Prima expoziție a muzeului a fost vernisată în 22 decembrie. A fost așa cum s-a și urmărit, o expoziție dedicată hunedorenilor. Este o expoziție care are ca subiect Revoluția din 89 la Hunedoara. O expoziție în care am afișat pe o serie de panouri imagini cu participanții la această revoluție. Foarte interesant că între participanți am regăsit o serie de persoane care, eu știu, pe domnul Gabor, domnul primar, apare între manifestanți acolo. O expoziție impresionantă în ceea ce mă privește prin prisma unor fotografii făcute la debutul acesteia, în care practic vezi un grup de 50 de manifestanți sunt pozați în zona deci practic au plecat 50 de oameni și au pornit în Hunedoara, evident, o revoluție. Atunci era un curaj. Nu știai cum se va termina și... Am ales data de 22 decembrie pentru vernisajul expoziției, datorită faptului că în acea zi au avut loc și manifestările dedicate Revoluției din 89 de către Organizația Revoluționarilor din Hunedoara, care au venit cu toții ulterior la expoziție. A fost o întâlnire de-a dreptul impresionantă, adică să vezi o serie de oameni depănându-și amintiri, discutând cu ei ce s-a întâmplat în anumite puncte fierbințe ale orașului. Spre exemplu, casa maiorului Duca, maiorului de securitate Duca, ce a fost ciuruită efectiv de gloanțe. Un turn de apă care există și în momentul de față în spatele unității de pompieri, care de asemenea a fost... ținta unui tir de de acolo fotări. De unde locomotivele cu aburi și aprovizionau rezerva de apă, dacă ține-o bine minte. Și așa e. Plus a mai fost încă o casă de asemenea ciurită lângă unitatea militară din Hăjdat. Am tot discutat și cu reporții. Deci erau niște lucruri foarte punctuale. Niște... Da. Aceste trei obiective au fost ținta tirului de armă. Și cine o fi tras? În ambele cazuri, în toate trei cazurile, au fost revoluționarii care au deschis focul. Din câte am discutat cu revoluționarii, ulterior în casa maiorului de securitate Duca s-a făcut o percheziție pentru a-i retrage dânsului arma din dotare. Se pare că își lăsase arma în rastelul de la servici, ca urmare demersul s-a încheiat pașnic, ca să zicem așa. În casa din vecinătatea unității militare din Hăjdat s-a deschis focul pentru că în acea zonă, așa cum bine știți, s-au fost uciși maiorul Stângă și... cred că un mic lapsus acum. Ce problemă? Și problema e că strada care dă denumirea celuilalt soldați este chiar strada din vecinătate. Castelul de apă, de ce a fost din nou, în acel turn de apă, patrula din oraș a observat mișcare și a deschis focul. Da. Domnule director, din păcate ni s-a terminat timpul emisiunii, s-a scurs foarte repede și n-am parcurs nici jumătate din material. Eu vă
invit să mai veniți și cu altă ocazie când ne veți spune despre noile descoperiri pe care le aveți dumneavoastră din acest muzeu care este nou creat și care chiar are lucruri foarte importante de dezvăluit. Cu siguranță, sper să ne întâlnim chiar mai devreme de atât, cu sprijinul autorității locale, sper ca până la deschiderea sezonului turistic, adică până în, în luna mai, să ne putem amenaja expoziția de bază, într-o primă fază, în trei încăperi din această clădire, clădire care va trebui să fie obiectul unui proiect cu finanțare europeană pentru a putea reabilita și vă mulțumesc pentru prezență, ne presează timpul. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Ne vom întâlni mâine, să ne vedem, să ne auzim cu bine. La revedere!